Dragii mei, de cele mai multe ori dimineața suntem pe fugă și sărim peste micul dejun. Vă propun o rețetă de covrigi cu iaurt cu specific grecesc de la Olympus. După părerea mea, este opțiunea numărul 1 când vine vorba despre o gustare de dimineață. Nu avem nevoie de foarte multe ingrediente, făină, praf de copt, un pic de zahăr, sare, semințe mix, așa, de-astea, mănâncă papagalii de-astea, dar mâncăm și noi, că sunt foarte bune. Un ou și, bineînțeles, iaurt cu specific grecesc de la Olympus. Am ales acest iaurt pentru că are o textură densă și cremoasă și un gust bogat. Și este perfect pentru genul ăsta de aluat. Când tărim, am nevoie de 450 de grame de iaurt și 300 de grame de făină. Dăm pe jos. 450 de grame. Acum, punem praful de copt, zahărul, sarea. Ce amestecăm aluatul. Am un ou bătut, din care am pus cam 3 sferturi. Restul opresc pentru să pictez covrigi. Stăm un pic, după aia îl luăm la mână. Să vedem. Ha-ha-ha-ha. E timpul să ne murdărim. Așa. Dacă aluatul este un pic mai moale, mai adăugăm făină. Am făină, am fost la moară. Când eram mai mic, am fost la moară. Ideea că aluatul nu trebuie să fie nici foarte moale, dar nici foarte tare. Asta îl mai reglez din făină. Dacă se lipește, mai pun un pic. După ce este gata, am să las să se odihnească 5-10 minute și cam asta e tot. După care îi formez cam așa, cam asta e consistența. E puțin lipicios, dar așa trebuie să fie, că o să mai folosim un pic de făină în momentul în care formăm covrigi. Un pic de făină, îl las până mă spăl pe mâini. 5 minuțele, stea frumos. Am lăsat să odihnească puțin aluatul și am să-l împart în 6. Să fie mai mare e așa, dar e ok. Ia să vedem. Oh, nice. Punem așa un pic de făină. Dăm o formă ca lumea, ca să putem împărți în 6 exact. Ia să vedem. Pac. Seamănă? Cam seamănă. Una, două, trei. Acum mai am un pic și fac așa. Împachetăm frumos. Aproape egal. Nu suntem la mașină. Facem așa. Frumos. Mai gros în mijloc și marginile mai subțirele. Ca un pic. Cam asta este. Aici lipesc și eu am aranjat în tavă, am o hârtie de copt cu teflon, dar poate să fie și hârtie de copt și câțiva stropi de ulei de măsline. Am păstrat din nou, dăm așa frumos. Îi pun și un pic de sare, de asta grunjoasă. Și, bineînțeles, mix de semințe cu de toate. Și bag la cuptorul preîncălzit, la 180 de grade. Aproximativ 30 de minute. Depinde foarte mult și de cuptor, dacă e gaz, dacă e electric. Ideea e că trebuie, după 20 de minute trebuie să vă uitați la ei. Gata, la cuptor!
Ciocolată superbă. Superb! Frig. Trebuie să-i las un pic să se răcească. Nu pot să-i ating că sunt fierbinți. Dar... Oh. Se mănânc cu iaurt așa. Oh. Gras și frumos. Aceasta este rețeta mea de covrigi. Numărul 1 când vine vorba de o gustare de dimineață.